Sponsori: Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate. Farmacia inimii, Catena. Ole, 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 we are the champions, we are the champions. Stai, unde crezi ce urle așa, unde crezi pe Macarena? Floro, suntem în finală, suntem finaliști, da, am câștigat cupa! Doamne ferește, ce cupă visezi, mă, zăpăcitule, că astăzi ești cam tralala! Fă-i zăpăcitul, sunt fericit! Unde mi-ai lăsat bubuzela? Nu ți-o lăsai nicăieri, uite, mă dădui cu ruși pe ea! Nu de trâmbița ta vorbesc! Îți dădui o vuvuzelă lift, una lungă, movă, ce făcuși cu ea? Păi mi-a cerut-o domnul Leșe. Da, a crezut că e instrument muzical, dar ce dă până zona asta a Bucureștiului? Tu i-ai dat vuvuzela mea lui domnul Leșe? Sincer, da. Acum m-a întrebat omul de unde provine și îi zisă-i că din Galeria Rapidului provine. Pe bine, fă zăpăcito, și eu cu ce mai fac galerie la finaliști? Păi uite, o să te ajut eu cu trâmbița din dotare! Taci, băi! Taci din gură, că parcă ești Mioara venit cu un port! Popular? Portul Constanța! Nu mă zăpăcești de cap, taci din gură, că nu tu ești personajul principal. Finaliștii sunt în prim plan, nu tu! Taci! Mă duc pe la orchestră. Ce cauți? Mă duc să văd dacă găsesc o tobă, ceva să bat în ea. Păi du-te, eu zis să te duci mai bine pe la juriu, că ea toți cinci sunt tobă. De carte și muzică. Doamnelor și domnilor, Iuliana Tudor! Bună seara, doamnelor și domnilor! Sper că sunteți pregătiți, începe finala Vedeta Populară sezonul al 9-lea. O seară mult așteptată, emoții puternice și un show pe măsură. 5 concurenți sunt pregătiți să demonstreze că sunt cei mai buni, că și-au meritat locul pe această scenă în finala celui mai important talent show de folclor din România. Le spunem succes împreună prin aceste aplauze și se câștige cel mai bun! Dragi prieteni, câștigătorul serii va deveni vedeta populară a acestui sezon și va pleca acasă cu un cec de 100.000 de lei. Este oferit și de această dată de Catena, Farmacia Inimii, sponsorul principal al emisiunii noastre. Le mulțumim foarte mult pentru sprijin. Decizia finală va fi luată de juriul concursului. Dați-mi voie să-l salut pe fiecare. Grigore Leșe, bună seara! Bună seara! Elize Stan, bună seara! Bun găsit tuturor! Niculina Stoican, bună seara! Bună seara! Cornelia Rednic, bună seara! Bună seara! Și Bogdan Mihai Simion, bună seara! Bună, Iuliana! Concurenții vor fi acompaniați live de Orchestra Ansamblului Profesionist Cintrelul Junii Sibiului și vom avea alături doi dirijori în această seară, Cristian Obrejan și Gabriel Popescu. Îl salut pentru început pe maestrul Cristian Obrejan. Bună seara! Bună seara, domnilor, și vă doresc succes! Foarte eleganți, foarte frumoși și va fi o seară minunată. Vă rog să-mi permiteți să mulțumim pentru sprijin Consiliului Județean Sibiu, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Cintrelul Junii Sibiului, manager Silvia Matrea. Mulțumiri speciale președintelui Consiliului Județean Sibiu, doamnei Daniela Câmpean. Mulțumim foarte mult! Dragii mei, ca întotdeauna, în finală, îi avem alături, veți vedea, pe Junii Sibiului, coreografia tuturor momentelor, fiind semnată de Silvia Macrea și Alessia Sas. Le dorim succes tuturor și, desigur, să nu uităm, în culise așteaptă Floarea și Gheorghe, pregătiți să încurajeze concurenții după jurizare. Succes, dragii mei, suntem cu ochii pe voi! Finala începe chiar acum! Pentru prima probă a serii, concurenții au schimbat registrul și au avut de pregătit o melodie din repertoriul lăutăresc. Alexandru s-a născut în Teleorman și spune că se simte în largul lui când urcă pe orice scenă. Îi place să asculte muzică lăutărească, dar n-a cântat niciodată până acum acest gen. Și-a ales o piesă din repertoriul cunoscutei Gabi Luncă și s-a pregătit foarte serios pentru această probă. Doamnelor și domnilor, îi spunem succes lui Alexandru Staicu! Thank you.
Ia zi, Alexandre. Foie verde, solz de pește, un părinte poate crește 7-8 copii sau 10. Dar 10 copii cu minte nu poate ține un părinte, nu poate ține un părinte. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Am crescut băieți și fete și mor în casă de sete, și mor în casă de sete. I-am legănat cu piciorul, o mână-ntorceam fuiorul, o mână-ntorceam fuiorul. I-am crescut, i-am legănat, de lângă mine au plecat. Este un an și mai bine de când nu vin pe la mine. I-am crescut, i-am legănat, de lângă mine au plecat. Este un an și mai bine de când nu vin pe la mine. Alexandru, bună seara. Mulțumesc junilor Sibiului, foarte frumoși sunteți, foarte frumoși. Aplauze pentru juni. Dragul meu, ce bine arătați așa în costum până de gală. Mulțumesc frumos și dumneavoastră. Emoții? Nu. Ai deschis finala? Hai să vedem ce spune juriul. Elize Stan, vă rog. Alexandru, dragule, tu ești un băiat carismatic. Muzica lăutărească, însă, ca să ajungă la sufletul ascultătorilor, ea trebuie să transmită. Se vede că este prima dată când cânți, pentru că știu sigur că tu poți și mai mult. Nu pot să spun că nu ai cântat bine, dar mi s-a părut că nu ai reușit să emoționezi. Succes în continuare! Mulțumesc frumos! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Totdeauna e foarte greu să ne legăm de stilistica aceasta lăutărească. Aici trebuie să avem melisme, trebuie să ai voce în falset, cum se spune. Sunt niște lucruri specifice pentru muzica aceasta. Tu n-ai cum să le rezolvi. Eu nu te pot judeca acum la vârsta ta, ai venit din folclor, din Teleorman și să ai dintr-o dată din lac în puț, cum se spune. Hai să cânt ce-o cânta Gabi Lung. Dar tu ți-ai făcut datoria și ai venit și ai cântat melodia. Cum ai auzit-o tu? Api trăirile, le leși pe seama altora. Bine, Doamne ajută! Mulțumim, mulțumim! Hai că domnul Leș a început bine finala în seara asta. Așa. Niculina, te rog. Mie îmi place carisma ta. Extraordinar. Modul în care apari, cum zâmbești, cum îți merg ochișorii în stânga și în dreapta și încerci să acaparezi tot. N-a existat pe tot parcursul cântecului să nu ne fixezi pe fiecare dintre noi în parte. Asta înseamnă să te poți detașa de ceea ce faci și să observi ce este în jur. Este o calitate extraordinară pentru un interpret. Felicitări! Mulțumim! Cornelia, te rog. Mie mi-ești tare drag. Tu ești făcut pentru scenă. Ai tot ce trebuie pentru scenă. Iar vis-a-vis de acest moment, eu am simțit că tu n-ai putut să te rupi de Teleorman. Dar tu poți să fii mândru de cum te-ai prezentat în seara asta. Mi-ai plăcut mult de tot. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Bogdan, te rog!
Da, eu am mai spus și în edițiile precedente, pe lângă faptul că îmi place această probă foarte tare, că are tendința de a deveni proba Gabi Luncă. Vă îndreptați către repertoriul Gabrielei Luncă, pentru că ea a pornit ca o imitatoare a Mariei Lătărețu, a adaptat unele elemente din cântecul popular în cântecul lăutăresc. Ea n-a cântat lăutărie de aia întreagă, 100%, decât spre finalul vieții. Aici încă cânta, în 1967 a imprimat acest cântec, cu Taraful fraților Gore. Încă nu era măritată cu Ion Onoriu, marele acordeonist de la Fântânele. Una peste alta, te felicit, Alexandru, pentru felul în care te-ai prezentat în acest moment. Vă mulțumesc frumos! Ești bine? Îți place pe scena asta la noi? Foarte mult. Atât de mult încât ai fi în stare să conduci o doamnă afară din scenă? Ne. Ia să te văd dacă știi. Da? Cum? Ia. Așa, te rog. Dai să mă iei și pe mine așa de mânuță, să mă duce și la locul meu. Da, mulțumesc. Ești adorabil. Ești ca un prințișor. Vă mulțumesc frumos. Ce așa apariție, că... nenică. Cum ai și mă cu gagicile la cot, frate? Deci ai că e chiar, zi mă, Frank Sinatra, nenică. M-aș vrea să cânte. The Now... Îți trebuia trabucul și whisky-ul în mână. Bravo, super. Roxana a primit deja o mulțime de felicitări după aparițiile de până acum de la vedeta populară. A fost confirmarea ei că este pe drumul cel bun și că oamenii se regăsesc în cântecele pe care le interpretează. Nu a mai cântat niciodată muzică lăutărească și ne-a mărturisit că îi se pare foarte dificil ce are de făcut. Să o ascultăm împreună pe Roxana Goia cu o piesă din repertoriul lui Fărămiță, Lambru. Succes! Frumoase sunteți în seara aceasta și mă bucur așa să vă văd și altfel decât în primele etape ale concursului. A fost greu, dar ți-a plăcut? Mulțumesc să din faci suflet momentul acesta. Pentru apreciere. Da, mi-a fost puțin greu, dar sincer a fost o provocare adevărată. Adică nici când nu m-aș fi gândit că voi ajunge aici să cânt lăutărie. Uite că ți s-a întâmplat și-mi și place poveste. Exact, păi asta era ideea. Cornelia, te rog. Ah,
Aoleu, Roxana, draga mea, pentru mine ești o surpriză. Nu m-am așteptat să cânti atât de bine și să-ți adaptezi forma ta, glasul tău, să-l adaptezi aici, pentru muzica lăutărească. Ne zici că tu ai 17 ani, dar ai gândit ca, să spun, ca un om de 30. Mi-ai plăcut foarte tare. Mă bucur, mulțumesc frumos. Mulțumim, Bogdan, te rog. Da, ai mers după varianta lui Fărămiță Lambru. El a imprimat cântecul ăsta în 1972 pe o bandă de magnetofon care a rămas abandonată la radio. El n-a primit nicio aprobare pentru niciun vinil decât cu acordeonul, niciunul vocal. Pentru cineva din Banat, ai cântat foarte bine. Da. Aveai variante mult mai simple. Ciririp, cip, cip, floarea albă de pe câmp al lui Gabi Luncă. E un cântec care trage mai mult cu Banatul decât cântecul ăsta. Te-ai dus către un cântec de sud, pentru că noi știm că muzica lăutărească a apărut în Muntenia și Oltenia, în general în orașe, dar Banatul e totuși legat de Balcani. Tu ești legată de peninsula balcanică, așa că fioriturile alea de pe cântecele tale doinite se potrivesc destul de bine cu cântecele lăutărești. Felicitări, Roxana! Mulțumesc de simplu! Mulțumim frumos! Grigore Leșe, vă rog! Clar, să spunem, ce-o cântat. Muzică lăutărească de mahala semi-urbană. Unde mă duc ritmurile acestea? Mă duc spre blues. De aceea ai fost bine. Te-ai apropiat de stilistica aceasta. Felicitări, a fost frumos. Mulțumesc de asta. Mulțumim! Mulțumim frumos! Niculina, te rog. Îmi place foarte mult ținuta ta. Simplă și maestuoasă. Cât despre cântat, nu mă așteptam niciodată ca o bănățeancă, ca o banațană, să cânte atât de bine alt gen muzical. Nu m-a dus gândul sub nicio formă. Dacă n-aș fi știut că nu ești din Banat, nu m-aș fi gândit o secundă că tu nu cânti muzică lăutărească. Felicitări! Mi-ai plăcut mult! Mulțumesc din suflet! Mulțumim! Succes! Ne vedem mai târziu! Doamne ajută! Următorul finalist vine din țara Chiuarului. Cu câteva zile în urmă, în timp ce se plimba într-un parc din Baia Mare, a fost recunoscut de un trecător și certat. Te-am văzut la vedeta populară, i s-a spus. Dar trebuia să fii în Olanda acum, ce cauți aici? Dragi băimăreni, Daniel se va alătura Orchestrei Naționale de Tineret a Olandei în august. În această seară va interpreta la vedeta populară o piesă lăutărească din repertoriul lui Ionel Tudorache. Daniel Breban, succes! Adă calul, pune șaua, vreau să plec. Pe la poarta mândrii mele, fraților, să trec. De-o vedea-o-n par lungită, fraților, vă jur. Cam să-i frâng mijlocul-n două și pe casoară. Zi-mă-i lăutare, zi mereu așa, să-mi astâmpăr sedea și cu dragostea. Zi-mă-i lăutare, zi mereu așa, să-mi astâmpăr sedea și cu dragostea. Eu fi ca să mă-nbăt, eu și lăutarul. Numai tu fele mă văd, mândruța și calul. Și eu fi ca să mă-nbăt, măi cârciumar măi. Păi nu mai tu fele mă văd, măi cârciumar măi. Zi-mă-i lăudare, zi mereu așa, să-mi astâmpăr sedea și cu dragostea. Zi-mă-i lăudare, zi mereu așa, să-mi astâmpăr sedea și cu dragostea. Zi-mă-i lăudare, zi mereu așa, să-mi astâmpăr sedea și cu dragostea. Zi-mă-i lăudare, zi mereu așa, și cu dragostea.
Mulțumesc! Mulțumim, Junilor! Mulțumim! Felicitări, dragul meu! Bună seara! Mulțumesc! Bună seara! Cum ești în costum? În altă ținută, altă stare, alt cântec de petrecere? În costum sunt obișnuit de când cu viola, la recitalul și audiții cânt îmbrăcat așa mai elegant. Dar nu în acest context, așa, nu? În acest context, parcă e diferit. Mai neobișnuit, da. Hai să vedem ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog. Știi ce nu se potrivește până în capăt? Glasul. Este un pic închis. Lăutarii cântă altfel, nu știu cum să spun. Au un stil, cum am spus, languros, melisme extraordinare. Nu se gândesc la intonație. Tu va trebui să lași deoparte muzica academică, să spunem cum cânti la violă, și să rezolvi problema de glas. Să-ți fie în ton. Eu nu mă refer aici numai la această probă. Mă gândesc la toate probele ai avut povestea asta. Eu trebuie să ți-o spun. N-am încotro. Încolo, cum ai ales, a fost foarte bine. Ai o ținută potrivită pentru vesta ta. Și este onorant pentru Mara Mureș că ești aici. Doamne ajută! Mulțumesc mult pentru sfatul. Mulțumim, Eliza Stan. Eu consider că Daniel a răspuns acestei probe foarte bine. Proba nu este doar de muzică lăutărească. Este o probă la alegere, muzică lăutărească sau cântece de petrecere. Având în vedere că acesta este un cântec de petrecere, eu zic, Daniel, că tu ai ales bine și faptul că l-ai interpretat în maniera ta, aceea care se apropie cumva mai degrabă de stilul bel canto, nu a fost deloc un lucru greșit. După opinia mea, poți să bine dispui audiența într-un anume eveniment cântând așa cum ai cântat tu. Bravo! Mulțumesc! Mulțumim, Cornelia! În general, oamenii nu vor asocia asta cu muzică de petrecere, cu muzică lăutărească din nord. Întotdeauna aici venim, da? Aici, în sud. Poți să pleci de aici cu fruntea sus, pentru că cum ai cântat a fost foarte bine, având în vedere că vii din Maramureș. Mulțumesc! Mulțumim, Niculina! Îmi place foarte mult seriozitatea cu care tratezi tu fiecare moment pe care îl pregătești. Mi-a plăcut foarte mult și dezinvoltura cu care ai tratat și mimica, gestica. Ești un tânăr de la care mulți au de învățat și eu te felicit din tot sufletul. Mulțumesc mult, mulțumesc. Mulțumim, Daniel, mulțumim, felicitări. Mulțumim. Mulțumim prietenilor fideli de la Oșan, care sunt mereu alături de producțiile TVR și începând din acest sezon și în realizarea emisiunii noastre. Ia, ține și mie de ascultare re minor. Și când mă simți, mă țopăi în 27 fa major. Dar mă lași pe re minor prima oară. Deci aia e scăderea, cum ar veni. Da, de la re minor de ascultare, 6-a, 8-a, cinstit. Ca la mort, aia. Aoleu, ca la mort. Foaie verde, foi de nuc. Măi, draga nechi, șabolonică. Ia-du-mi calul să mă duc, necă, necă, aaa. Să mă duc din acest loc, fată, că eu n-am Ai ținut minte? Încă o dată, cu începutul. Ică-și norocul ta care vrea. Du-mă cu 27 aici, ca să pregătești pau. Rămâi acolo. Măi,
draga Nichi, șabolo, nene. Un verb interesant în limba română, iauzi. Tan. Nu mare perversie așa, nene. Ica mă ia de lângă tine, fată și plânge. Așa, taicule! Haide! Ba mine! O ritornelă frumoasă de la domnul Puia, doresc! Dar de-aia suflată să iasă șarpele din țambal ca în India. Ia să auzim! Așa, mă, taicule! Înțeles, Cătălin, da? M-a ajuns cu 27 acolo ca să... Hai, da! Și-am să viu mândru înapoi. Moi, draga Nichi, șabolo, nene. Să fim ferici și noi, nenică, că-și duc cu dragostea ta. Fată, m-ai întors din draga de din alea mea. Bravo! Mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Dragi prieteni, în această seară juriul va alege marele câștigător al sezonului al 9-lea, așa că nu plecați, revenim imediat. Farmacia inimii Catena. Farmacia inimii Catena. Doamnelor și domnilor, marea finală, vedeta populară, continuă cu un moment pregătit de orchestra ansamblului profesionist Cindrelul Junii Sibiului. Dirijor, Cristian Obrejan, manager, Silvia Macrea. Domnilor, vă rog! Woo!
englezoaică, o englezoaică, o sibiancă. Orchestra Ansamblului Cindrelul Junii Sibiului, dirijor Cristian Obrejan, domnilor, felicitări! Și aș spune doar atât, îi așteptăm la concurs la Vedeta Populară pentru interpretare vocală. Bravo! V-ați calificat! Bravo, bravo! Notele 10! Juriului, exact! 10, 10, 10, 10! După calificarea din semifinală, Anda a plâns de bucurie. Nu doar pe scenă, ci și atunci când și-a îmbrățișat mama, tatăl, sora și bunica. A fost pentru prima dată când toată familia a fost aici să o susțină în cadrul concursului. Sigur, vă amintiți momentul în care 4 generații au urcat pe scena Vedetei Populare. În această seară, Anda Horoba va cânta singură o piesă din repertoriul lui Dan Moisescu. Îi spunem succes! Dragostea-n ei, oh, 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 oh.
Mulțumim, junilor! Mulțumim! O atmosferă frumoasă aici la noi. Ești foarte frumoasă, ca o bijuterie. Asemenea. Emoții? Astă seară cum ești? Emoții foarte mari, dar îmi place. Să auzim, Elize Stan, vă rog. Draga mea, ceea ce ai realizat în această seară este fantastic, pentru că trecerea de la muzica tradițională pe care tu o ai abordat-o de foarte mulți ani împreună cu mama și bunica e o trecere uimitoare la această nouă ipostază de interpret de muzică lăutărească și de petrecere. Dar te-ai adaptat. Trecerea a fost făcută aproape pe nesimțite și emisia vocală pe care ai folosit-o în interpretarea acestui cântec a fost chiar potrivită. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Eu am încadrat muzica asta la muzică lăutărească pe care oamenii o cântau în mahalalele vechi. Mă duce gândul la muzica lui Anton Pan, pe care amorezii o cântau sub ferestrele iubitelor. Ați cântat vreodată sub ferestrele iubitelor? Dar cum să nu cânt, dom'le? Păi, dar cum? Dar am fost eu, că n-am fost mort. Cum să nu cânt? Dom'le, nu știu, eu vă întreb. Dar cum să nu cânt? Eram și eu curioasă, așa, na. Bun. Dar, dacă tot o vini cu bunica, de ce ne-ai adus-o și aici? Îți spun eu că se putea face. A fost bine? Felicitări! Mulțumim! Mulțumim! Bogdan, te rog! Am auzit din repertoriul lui Dan Moisescu. Aranjamentul nu e al lui Dan Moisescu, e al lui Viorica și Ionita Dâncleșani. Ionita a aranjat cântecul ăsta în anii 2000, când au făcut DJ-ii să întâlnesc cu Anton Pan la MTV. Din punctul meu de vedere, Anda, nu ai fost pe temă. Mulțumesc! Mulțumim! Niculina, te rog! Anda, mă uit la tine și încerc să mă gândesc ce o să se întâmple cu tine peste 10 ani. Ce vei alege să faci va aduce după sine și viața sufletului tău. Ce ține de tine ca femeie, ce ține de tine ca mamă mâine, poimâine, ce ține de tine ca om în societate. Dacă tu vei putea să vorbești cu tine și să alegi ce este bine pentru tine și noi toți ceilalți vom avea de câștigat. Succes! Mulțumesc frumos! Mulțumim și felicitări! Mulțumesc! Domnul Obrejan, nu vă supărați, a rămas cu gura căscată. Deci uitați-vă la domnul Obrejan. Ia. Stai, să vin eu cu microfonul. Așa. Deci, au fost două variante, clar. Da. Prima este 100% Dan Moisescu, deci prima interpretare a acestei piese, de fapt reinterpretare după Anton Pan. Da. Și este notă cu notă ce s-a cântat pe vremea lui Anton Pan. Deci pe partea asta a respectat și a cântat-o. Iar partea a doua, da, e ceva de petrecere, ceva facil pe gustul publicului. Da. Dar s-a amintit totuși prin orchestrație, în prima parte, Dan Moisescu, ăla autentic. Mulțumim! Știi cum ai strălucit ca un diamant. Adevărul e că aici trebuie să recunosc, deci ai o apariție, a fost o apariție. Deci nu mai respira nimeni. Păi ce să-ți mulțumim? Noi trebuie să-ți mulțumim ție, că noi ne-am bucurat de ei. A, deci de asta a fost atât liniște când am venit, că n-am respirat. Da. Ba, n-a fost tare ideea albumului Leșe să vină bunica. Ce să facă bunica? Deci știi ce a zis bunica după semifinală? M-am hrănit de mașini. Nu mai vreau. Oh, săracă. Cum să mai aduc? Cum să mai aduc? Nu, ai dreptate. S-a hrănit de mașini. Adică gata, e sătulă. Anda, ține-mi pumnii. Mulțumesc mult. Suntem curioși. Mulțumesc. Suntem tare curioși ce va fi. Dar eu sunt convins că tu te-ai simțit extraordinar de bine. Foarte bine, da. Mulțumesc, Rea Costa, pentru ținuta mea din această seară. Mulțumiri sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Un medic sârb care este înainte de orice român nu poate fi uitat ușor. Zvonko Trailović, ZV pentru copiii și prietenii lui, a ajuns să, iată, să pășească la vedeta populară în finală. A pregătit o piesă lăutărească pe care o știe din copilărie, din repertoriul lui Ion Ghițulescu. Să-l ascultăm așadar și să-i spunem succes lui Zvonko Trailović. Bine-s, Bonco! Asta e!
dobor o boală grea. Of, of, dorul și cu dragostea. Mă dobor o boală grea. Of, of, dorul și cu dragostea. Să nu aibă altul lume, draga mea. Să pui și-o sută, of, of, inima tot nu te ascultă. La câte să pui și-o mie, of, of, inima face ce știe. Mulțumesc, Junilor, pentru că ți-au fost alături. Sunt de la tine, de acolo, de acasă, de la Sibiu. Da, ești cu prietenii, ca să spunem așa. Am două case, Sibiul și... Dar spune, te-a învățat Silvia Macra să te miști pe scenă sau...? Nu, nu. Nu? Oricum, eu sunt mai greu de mișcat pe scenă, numai dacă e ceva mai de joc, atunci da. Bun, să auzim ce spune juriul. Te rog, Bogdan. Sunt puțin dezamăgit. A fost un pic prea împătrățită cântarea, însă ai fost credibil. Mi-a plăcut mai ales partea a doua, cum ai interpretat-o foarte mult, aia cu inimioară ca a mea, să nu aibă nimeni. Una peste alta ai fost convingător, îți mai lipsea un acordeon Hochner din ăla Verdi, fără registri, cu clapele un pic ruginite de patina timpului. Și te-aș fi crezut că ești un lăutar din periferia, poate nu chiar de la București, dar dintr-un oraș mic sau mijlociu din Vechiul Regat. Mulțumim, mulțumim. Grigore Leșe, vă rog. Mersi bun. Fii atent la ce. Hai că te ceartă, fii atent. Nu cert. Așa s-o potrivi melodia asta cu tine ca și nu ca în pereche. N-ai avut strălucire la glas. Mai ales că și structura melodică este în cromatisme. Trebuie să știi unde pui accentele, unde ți iese vocea. Asta am constatat aici. Bă, zic, ăsta e Zvonko. Păi mai alegi o melodie mai simplă unde sună glasul. Altceva ce să spun? Nu mai comentez nimic, nu mai zic. Domne feri! Mulțumesc! Mulțumim, Elize Stan, vă rog! Eu încep prin a lăuda și a felicita junii Sibiului pentru că le-au stat alături concurenților și au îmbogățit fiecare cântec, transformându-l într-un veritabil moment artistic. Bravo, Silvia Macrea, bravo, Alessia Sas. Mulțumim! Numai puțin orchestra Cindrelul Junii Sibiului cu maestru Cristian Obrejan, care, într-adevăr, i-au ajutat pe concurenți să se prezinte la un nivel superior. Iar despre domnul Zvonko Trailovici, mi-aduc aminte cum a venit dânsul în prima etapă. Neîncrezător că va putea să facă, era foarte, să spun într-un fel, nesigur pe participarea la acest concurs. Și domnul Trailovici, iată-vă acum ajuns în finală și de fiecare dată v-ați prezentat onorabil. Va să zică și medicii cântă. Zvonko, succes! Ne vedem mai târziu! Mulțumim!
Ne-au ajutat să fim hidratați cu o combinație excepțională de pH și alcalinitate sponsorii noștri Perla Moldovei. Le mulțumim foarte mult pentru apa oferită. Prima probă se încheie aici. Urmează primul moment tensionat pentru concurenți. Doar 3 dintre ei se califică în proba a doua. Să-i invităm în scenă! Acum sunt foarte îngândurată dacă o să trec mai departe sau nu. Mai trebuie, nu știu, să apăs ca un buton și trebuie să apăs un deget ca să ajung acolo, să-mi împlinesc un mare vis și o mare realizare. Am așa niște emoții, tot timpul am emoții, cumva cele două extreme din mine, yin și yang, așa se contrazic una cu cealaltă, dar eu îmi doresc să trec foarte mult în etapa următoare, deoarece o să prezint un cântec foarte frumos. Muzica lăutărească, sincer, nu pot să zic că mi se potrivește. Sincer, da, prefer căciula mea și costumul acela în care am venit eu să cânt folclor timocean românesc. Și abia aștept, dacă voi trece în etapa a doua, să îmi iau căciula pe cap. Primul care merge mai departe, sau prima care merge mai departe, este Roxana Goia! Felicitări, Roxana! Al doilea nume al concurentului sau concurentei care merge mai departe. Daniel Breban! Felicitări, Daniel! Și al treilea concurent care merge mai departe în proba a doua a finalei sezonului 9 este... Nu știu dacă o să trec de proba întâi, însă îmi doresc foarte tare să cânt. Să trec de prima probă și să ajung să cânt, pentru că asta îmi place mie cel mai mult. Mai presus de bani, mai presus de trofeu, mai presus de absolut tot. Eu vreau să cânt și atât. Eu sper să trec mai departe în a doua probă, ce vrea juriu. Anda Horoba! Felicitări, Alex, Bonco, mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați oferit. Iată, avem aici oameni care s-au străduit să vă convingă prin tot ceea ce înseamnă zonele pe care le-au adus aici, cu momente speciale, pe care le veți păstra, sunt convinsă, ca amintiri frumoase. Experiențele din aceste trei etape mi-au dat, cred că, mult mai mult curaj pentru a face acest lucru mai departe. Recunosc că în acest moment am curaj să mai apar și pe alte scene, tot de dragul folclorului, nu de dragul unei cariere în acest domeniu. Continuăm finala cu proba a doua, dragi prieteni, și vă rog să-mi permiteți să-i spun bun venit lui Gabriel Popescu, dirijorul orchestrei ansamblului Cimbrelul Junii Sibiului. Așadar, avem 3 tineri rămași în concurs pentru proba a doua. Au avut de pregătit o melodie îndrăgită și foarte cunoscută din zona pe care o reprezintă. Piesele din repertoriul Angelei Buciu, profesoara de canto a lui Daniel, i-au purtat noroc de-a lungul etapelor de la vedeta populară și le-au ajutat să prindă, iată, un loc în finală. Nu e de mirare că ultima piesă din concurs va fi tot din repertoriul doamnei profesoare. Dragi prieteni, Daniel Breban, succes! Așa, că nu-i bună dragostea, măi, trai, lai, la, lai, 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 la, lai, la. Eu știu bine că nu-i bună, nu trebuie nimeni să-mi spună, trai, lai, la, lai, 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 la, lai, la. Iar fi bună dragostea, măi, nimeni n-ar zăcea de ea, măi, dorule, când la inimă să pune, măi, iar e ca un tăciune, dorule.
parcă mi-a plăcut de el la început mai mult. Da. De prun, să iubesc și să nu spun mai trai, lai, la, lai, 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 la. Ardă-te focul, om drag măi, de mână mă duci la iad, măi, dorule. Dar nu mă duci tu de mână măi, că mă duc de voie bună, dorule. Și știu eu bine, și-am nu te uiți la mine, trai, lai, la, lai, 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 lai. Pentru alt fecior din sat, tu mândruță m-ai lăsat, măi, trai, lai, 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 lai. Nu-s frumos și nici n-am fost, măi, ce-i frumos, tă drag mi-a fost, măi, dorule. Nu-s frumos și nici noi him, măi, pe lume cât o-i trăi, măi, dorule. Pe care ochii mi-o-i pune, duce-o-i cu mine lume, dorule. Duce-o-i cu mine lume, măi, și-apoi tu mi-i pune lume, dorule. Mulțumesc! Daniel! Mulțumesc Junilor Sibiului! Mulțumim mulțumesc foarte eu mult! Elize Stan, vă rog! Știu că parcursul tău în continuare va fi legat de muzica simfonică, dar eu zic că ar trebui, măcar din când în când, să îmbraci costumul tradițional și să nu uiți cântecele neamului nostru românesc. Eu îți doresc succes mulțumesc din toată mult inima! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog. Te-am auzit aici în toate probele. Ai și horit. Ai venit cu ce ai crezut că e reprezentativ. Ai venit cu cântecul acela bulgăresc. Cineva se îngrijește de tine, se vede. Ești îmbrăcat cu un costum frumos din chioar. E frumos. Dar atenție pentru viitor. Te așteaptă un drum foarte, foarte, foarte dificil. Succes, Doamne ajută! Mulțumim, mulțumim. Cornelia, te rog. Îmi place tare mult, Daniel. Sunt mândră că ești din Maramureș și sunt convinsă că tot ceea ce vei face de acum în viață va fi la fel de minunat precum a fost și până acum. Îți doresc succes în tot ce faci și dacă vreodată vei avea nevoie ca eu să te sprijin, să știi că sunt acolo. Mulțumesc mult pentru tot. Mulțumim. Nicolina, te rog. Eu stau și mă uit la voi și mă gândesc. Cei care aveți o educație muzicală și un parcurs special și îți mărturisesc că mi-aș dori foarte mult să vă păstrez pe latura aceasta a cântecului popular. Poate viața te va duce pe tine pe niște culmi nebănuite și dacă vei ajunge foarte sus și foarte departe de țară, de acolo de sus, întotdeauna să spui cu mândrie România și să amintești de cântecul popular. Îți doresc din suflet succes! Mulțumim! Gata, vom vedea mai târziu. Așteptăm verdictul. Felicitări! Mulțumesc mult! Dragi prieteni, în clipele următoare ne mângâie sufletul cu taragotul său, Adi Neamțu! Bun venit! Domnilor, succes!
vedeta populară continuă. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Farmacia inimii Catena. Sponsori: Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate. Farmacia inimii Catena. Sunteți din nou la vedeta populară. La finalul serii vom afla cine este marele câștigător al acestui sezon. Dragii mei, vă invit să-i urmărim pe Juni Sibiului cu o coreografie spectaculoasă semnată de Silvia Macra și Teodor Vasilescu, asistent coreograf Alessia Sas, conducerea muzicală Gabriel Popescu. Bravo! Juni Sibiului! Succes! Place să doinească, așa că nu i-a fost greu să-și aleagă ultima piesă pe care o va cânta la vedeta populară. Cel puțin în acest sezon. Să o ascultăm împreună pe Roxana Goia cu Doina Oilor din repertoriul Marianei Drăghicescu. Să firu ierbi, sus, sus, sus la furcașerni.
măi nană, măi nană, măi. Bagea-mă așteaptă coasnă, lai-la-la-la-la-la-la, măi la geantă stâna noastră, lai-la-la-la-la-la-la. Stă culcapă, mă dă flori, la-la-la-la-la, când-l vă mă prin fiori, la-la-la-la-la-la. Este ce trebuie. Au lângă oi când am ajuns mă. Oilor cu drag le-am spus mă. Așa-i pe la noi zănatul, să mergi să-ți urmezi bărbatul. Și-am plecat seara pe lună, mulțumesc. Bravo, copilule! Felicitări, Roxana! Mulțumim, junilor! Felicitări, draga mea! Mulțumesc din suflet! Elize Stan, vă rog! Absolut emoționant! Prin interpretarea pe care ai dat-o acestui cântec, ai atins punctele sensibile ale sufletelor tuturor celor care te-au ascultat, iar timbrul tău special a făcut diferența, după opinia mea. Bravo! Mulțumesc din tot sufletul. Mulțumim! Nicolina, te rog! Foarte frumos! Și timbrul, și tu, bănățeancă adevărată, am o mare rugăminte la tine. Ai cântat atât de frumos muzică lăutărească. Vreau să-mi promiți că o să încerci să cânți și alte zone. Voi, bănățenii, aveți un cult pentru Banat și este foarte frumos. Dar să nu te păstrezi doar în Banat. Tu poți să faci lucrul acesta, pentru că o să-ți folosească foarte mult. Ai fost minunată! Mulțumesc din tot! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Model, nu este Mariana Drăghicescu prin textul acesta. Nu, este glasul ei, am cunoscut-o. Urmărește ultima înregistrare cu Mariana Drăghicescu, unde ea cântă strălucitor. Ori din strălucirea aia ai și tu. Tu trebuie să te apuci de citit, să știi ce scoți pe gură. Dar de cântat așa cum ai cântat, ai cântat cu emoție. A fost bine. Mulțumim. Felicitări. Mulțumim. Bogdan, te rog. Mi-a plăcut foarte tare cum te-ai îngânat cu taragotul, cu torogoata. Dar cel mai mult și cel mai mult, Roxana, știi ce mi-a plăcut mie de fapt? Că tu ai venit aici cu o atitudine de învinsă. Și orice s-ar întâmpla, vei pleca cu o atitudine de învingătoare. Acum zâmbești cu tot sufletul și pare efectiv că nu te-ai mai dat jos de acolo. Și mi se pare că ăsta este cel mai mare câștig al tău. Ce vorbesc frumos, cât se poate de serios. Felicitări, Roxana. Mulțumesc din tot sufletul. Mulțumim și noi pentru tot ceea ce ne-ai oferit la Vedeta Populară. Succes! Așteptăm verdictul. Doamne ajută! Mulțumim. Doamne ajută! Din tot Doamne ajută! Trebuie să te aplaudăm toți! S-ar trebui să meargă aplauzele astea minute în șir pentru tot ce ai făcut în concursul ăsta. Părinte, mare lucru. Ia că am descoperit, am adus aici la o vedetă populară și mă bucur că a călcat pe scena aceasta TVR1 și este ceva nemaipomenit pentru noi, da, pentru familia ei
Și pentru comun. Sat, pentru sat, a, în special neapărat, pentru sat. Neapărat, dar trebuie să-i faceți o primire și acolo. Pentru tot întregul banat. Asta, da. O să facem duminică, când ajunge la Sfânta Biserică. Să mergeți și să faceți și merită la toate laudele. Da, da. Mulțumiri sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Mulțumiri speciale sponsorului principal al emisiunii noastre, Catena, Farmacia Inimii. Mulțumim foarte mult! Andam a descris participarea ei de până acum la Vedeta Populară printr-un singur cuvânt, magic. În ultima probă din finală are ocazia să-și împlinească încă un vis. Va interpreta o melodie pe care o știe de când era foarte mică, din repertoriul Mariei Butaciu. Succes! Mulțumim foarte mult Silviei Macre, Alesiei Sas, pentru că au susținut concurenții în finala Vedetei Populare. Draga mea, s-au dus toate emoțiile, gata. Și cred că fiecare moment al tău aici la Vedeta Populară îți va rămâne acolo, în sufletel, și asta ne și dorim. După cum ți-a spus și juriul, ne dorim să rămâi cu aceste bucurii. Mulțumesc! Doamne ajută, să-ți fie bine, emoțiile concursului s-au dus, să vedem ce spune juriul. Niculina, te rog. Tu ești o prezență, ești un copil bun, ești talentată și sunt convinsă că drumul tău, datorită bazei pe care o ai, a faptului că vii într-o familie care te-a crescut, te-a educat frumos, te-a învățat să nu uiți niciodată, să dai cu var la bunica acasă, da? Da, eu am început să te urmăresc pe internet. Prefer un tânăr care să promoveze ce promovezi tu, decât un tânăr care promovează lucruri total greșite. Ești, din punctul meu de vedere, un formator de opinie. Dacă te vei păstra curată și luminoasă, viața ta va fi așa cum trebuie să fie. Eu, din tot sufletul meu, îți doresc să ai succes și să ajungi acolo unde gândești. Wow, mulțumesc! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! A cântat! A strigat, a avut ignituri pe glas. Ea a ales, cred eu, după cum am văzut-o, să joace viața.
Piesa aceasta pe care eu am auzit-o a fost super. A fost bine. Deci v-a plăcut. Da. Mulțumim, Eliza Stan, vă rog. Anda, tu chiar ești o floare de acolo, din Bistrița. Faptul că ai înflorit într-o familie care cântă, a cântat bunica, cântă în continuare mama ta și acum cânți tu. Este un lucru extraordinar că, iată, s-a transmis din generație în generație cântecul tradițional pentru a nu fi uitat. La rândul tău ai această datorie să-l duci mai departe, să-l transmiți copiilor, nepoților tăi, pentru a dăinui. Eu te felicit pentru întregul tău parcurs la vedeta populară și sunt sigură că vei face o carieră frumoasă în acest domeniu. Succes! Mulțumesc mult! Mulțumim! Bogdan, te rog! Anda, dacă la prima probă ți-am spus că ai fost pe lângă probă, de data asta mi se pare că ai fost chiar pe subiect. În sensul că eu mai șlagăr decât ăsta din zona Bistriței nu cunosc. Chiar în sensul curent al cuvântului șlagăr. Și eu îmi doresc foarte mult să rămâi în zona asta și să te văd peste... nu să zic peste 3 luni, peste 5 ani în zona asta. Și oricum, dacă nu vei face o carieră în muzică, te așteaptă o carieră în politică, domnișoară, extraordinară, sunt sigur. Mulțumesc. Corect, corect. Mulțumim. Cornelia, te rog. Da. Într-adevăr, tot parcursul tău în concurs a fost unul extraordinar. Nu degeaba te afli acum în finală. Ai o familie minunată în spate. Sunt puțini, foarte puțini în ziua de azi, care au o asemenea susținere din familie. Tu ești binecuvântată. Să prețuiești asta și să le ții la sufletul tău. Mulțumesc frumos. Cu drag. Mulțumim foarte mult. Gata concursul și pentru Anda. Așteptăm verdictul. Succes! Doamne ajută! Mulțumesc frumos. Doamne, deci a fost greu. Anda face carieră de mâine, când vrea ea. Deci acum a fost cea mai bună din tot concursul. Mie nu mi-a plăcut până acum, acum chiar mi-a plăcut, sincer. Concursul a luat sfârșit, doamnelor și domnilor, în așteptarea deciziei finale. Spectacolul continuă cu câteva momente special pregătite de artiștii juriului Vedeta Populară. Doamnelor și domnilor, Grigore Leșe a pregătit un moment cu cântece din ritualul de nuntă. Va fi acompaniat de leutarii din Gorj. Așadar, Grigore Leșe! Luminosul mândru soare vrușie să stăm să oare peste tetele umbla 9 ani o căuta și până țara muntenească până și prin cecrișană. Și nu și-o afla pe seamă să o lua pe mărima la Palatul de Cristal unde sora Sânziană locuia. Tu, Ileană Sânziană, dalbă zâna florilor, drăguța feciorilor, mi-este vremea să mă însor. Fată, nu aflu ca tine, hai cu nunete cu mie după tine o veni, dacă-mi faci tu astăzi mie murișcuță suferească să-mi curgă fărina în casă. Nu mă mână sucit, moraiu ce s-o gătit. Întrebat-o două ore, tu, Ileană Sânziană, de albă zâna florilor, drăguța feciorilor, mi-este vremea să mă însor, fată, nu aflu ca tine, hai cu nunete cu mine, după tine o veni, dacă-mi faci tu astăzi mie pod de aur peste mare și pe marginile lui pod de aur, dacă-mi pui și prin pompă rămurele de aur, păsărele, nu mă mână, un turnat toate astea s-o gătat. Și-o întrebat-o a treia oară, tu, Ileană Sânziană, de albă zâna florilor, drăguța feciorilor, mi-este vremea să mă însor. Fată, nu aflu ca tine, hai cu nunete cu mine, după tine o veni, dacă-mi faci tu astăzi mie
Scară de aur până la cer să te sui și să întreb, voaie oare îți dă el ție, soră, să mă iei soție? De pe scară un turnaș de nuntă s-o gătat, când la biserică ajung tăte icoanile plâng. Dar icoana precesii din fundul bisericii te plângea și suspina și din gură cuvânta, nu ești popă cu dreptate să cunun soră cu frate. Mireasa s-o îngălbenit din biserică, a ieșit de pe pod odată în mare, s-a făcut un pește mare, Dumnezeu mâna o întinde, pe pește de coadă îl prinde și-l aruncă, cât clipești la înălțimile cerești. Când lucește luna sus soarele, de mult a pus luminosul mândru soare, vrut și el să se însoare, peste tăte el o umbla 9 ani, o căutat. Și până țara muntenească și până țara ardeleană și nu și-o afla pe seamă, s-o lua pe al mării mal la palatul de cristal, unde sora sânziană locuia. Începe și încheie momentul din această seară cu Maramureșul Natal, după ce trece prin câteva zone folclorice ale țării, fiecare cu o semnificație aparte. Poate cea mai emoționantă este melodia din Banat, un omagiu adus în această seară lui Tiberiu Cea. Doamnelor și domnilor, Cornelia Rednic! Thank you.
Dragi prieteni, Bogdan Mihai Simion marchează o premieră la Vedeta Populară. Va avea pe scenă un coleg mai tânăr decât el. O suită din Moldova în interpretarea lui Bogdan Mihai Simion, alături de lăutarii de mătase. Bun venit și succes! Ai tot pe plai, pe plai, pe plai. Fără de box, fără de malai, numai cu palmele goale și la breu. Șapte pistoale, patru pline și trei goale. Te băgam, puteram goale. Ai șapte ani, am fost haiduc și dormeam într-un butuc. Iarna, viu, vara mă duc, așa-i viața de haiduc, băi, așa-i viața de haiduc. Hai și veneam din cel să voi, păi scotea dracu și șocoiole scoteam. Iată, mă, ciucuță și le trânteam câte cinci și luam galbin șarși. Dar oprindu-mă deodată, și mai dedeam, și mai dedeam și de baltă, dar baltă, el ce făcea? Hățăranii ajuta de-n bani, lui baltă casele se ridica. Icășăria, cășăria se numea, din bani lui baltă era că baltă el trăia. Pe lângă Piatra Neamț era la pot și-a neajut. O lumină, că să vede o lumină.
mijlocul câmpului stau haiduzii câmpului. Of, of. Și fricarnită berbeșe, și fricarnită berbeșe, de berbeșe, ochișel nu era altul ca el, mă. Și nu-l frige cu om să frige, și-l udă între cârlige, și-l învârte între cârlige, și-l udă cu salamură, ca așa-i bun la băutură. Sunt haiduc, haiduc să mor, să iau fata lui Bujor, să fiu șeful hoților. Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate. Farmacia inimii catena. Vedeta populară s-a întors cu marea finală, doamnelor și domnilor. Nicurina Stoican face un periplu prin câteva zone ale țării, încercând să creeze o legătură muzicală între generațiile de dinaintea noastră și noi, cei de astăzi. Doamnelor și domnilor, să primim în scenă pe Nicurina Stoican! Foaie verge mărgărit, când aud cucul cântând, când aud cucul cântând, mierlița și clic, 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 clic.
o bătrână vin pe rogară. Întreba o fetișoară, măicuță, te-aș întreba, unde e Târgoviștea, fetiță, fetița mea? Că nu știu să-mi străioară, sunt venită de la țară, fetiță, fetiță.
Doamnelor și domnilor, a sosit momentul cel mai așteptat al finalei. Vom afla cine este câștigătorul titlului de vedeta populară. Invit cei trei concurenți în scenă! Doamnelor și domnilor, locul al treilea în finala acestui sezon va fi anunțat de Elize Stan. Îmi doresc nespus de tare să câștig vedeta populară. E practic visul meu de când sunt mic, de când am participat în primul sezon la preselecții, iar de atunci visam. Nu m-am gândit la ce voi face cu banii dacă voi câștiga eu marele premiu. Îmi doresc foarte tare, mai mult decât atât, să fiu artist cu acte în regulă. Consider că acest bagaj te ajută să devii un adevărat artist. Să fiu câștigătoare și să duc cântecul bănățean mai departe și să duc cântecul bănățean în sufletele oamenilor e cel mai important lucru. Ar fi... Vă dați seama, o mare bucurie, cine nu și-ar dori să câștige până la urmă. Sunteți cei mai buni dintre cei buni. Dar cum întotdeauna există o ierarhizare valorică absolut obligatorie, dictată de regulamentul acestui concurs, firește că există cineva care trebuie să ocupe, din nefericire, și locul al treilea. De data asta, locul al treilea a fost ocupat de Daniel Breban. Daniel Breban, locul al treilea, dragul meu. Felicitări pentru tot ceea ce ne-ai oferit aici și succes în toate. Mulțumim foarte mult! Mă simt mai câștigat. Tot ce am acumulat aici la Vedeta Populară nu o să mai acumulez și nu o să mai întâlnesc niciodată pe oriunde aș merge. Și mă bucur foarte mult că am fost parte din acest cadru minunat, Vedeta Populară. Aș vrea ca publicul să știe că nu mă voi retrage, nu voi renunța la folclorul românesc și să stea pe aproape, că urmează noi proiecte și piese și momente foarte frumoase dedicate publicului și sufletelor dumneavoastră. Anda și Roxana. Vom vedea care dintre ele este câștigătoarea sezonului al nouălea. Ne va spune acest lucru Grigore Leșe. Emoțiile astea ne fac să trăim. În ediția aceasta au fost niște tineri extraordinari. Au venit cu lucruri interesante, cu un repertoriu mai altfel decât la celelalte ediții. Și asta m-a bucurat foarte tare. Sabin Drăgoi spunea așa: sunt oameni care slujesc folclorul și oameni care se slujesc de folclor. Aș fi tare bucuros să văd peste ani, dacă mi-ai fi pe plaiurile astea, că tinerii ăștia care au plecat de aici slujesc folclorul. Așa mi-e de greu, la toți tinerii ăștia le-aș fi dat premiu. Dar concursul e concurs. Câștigătoarea acestei ediții este Roxana Goia. Roxana Goia câștigă vedeta populară! Felicitări, Roxana! Vedeta populară a sezonului 9. Mulțumim, Anda! Locul al doilea în această seară. Felicitări! Și vă rog să-mi permiteți să o invit alături de noi pe doamna Alina Marinescu, director general Farmaciile Catena. Nu am absolut niciun regret. Din contră, mă bucur foarte, foarte tare că am ajuns până aici, chiar în proba a doua. Îmi doream foarte tare să ajung, să termin acest sezon exact așa cum am început, în portul meu de acasă, de pe Valea Țibleșului. E vedeta populară. E o împlinire foarte mare pentru mine și pentru viitoarea mea carieră.
îmi vin în minte și o să-mi rămână întipărite în suflet momentele alături de familia mea. Eu mi-am dorit să pășesc pe această scenă și să cânt alături de mama și alături de bunica. O să țin minte toată viața mea aceste clipe. Bună seara! Ne-am bucurat încă o dată de o seară minunată oferită de televiziunea română, de finaliștii acestei ediții, dar și de acest public minunat. Catena, farmacia inimii, brand 100% românesc, îți oferă din inimă acest trofeu și îți dorește mult succes în continuare. Ne dorim ca în continuare noua vedetă populară, pentru că asta ești, să ne încânte cu talentul și cu vocea de excepție. Mulțumim încă o dată, felicitări câștigătorului, mulțumim participanților, dar în același timp vreau să mulțumim și televiziunii române, pentru că an de an reușește să-ți facă această ediție minunată care încântă sufletele milioanelor de români. Felicitări, să ne vedem cu bine la ediția următoare. Mulțumim frumos! Roxana Goia așadar primește trofeul Vedeta Populară și cecul din partea Catena Farmacia Inimii de 100.000 de lei. Felicitări! Felicitări! Acum te rog frumos să ne spui, hai, zi-ne două vorbe. Mulțumesc din tot sufletul. Sunt foarte emoționată și șocată. Este cel mai puternic sentiment, să spun acum, în momentul ăsta, să mă întorc acasă cu acest trofeu în mână și să plec învingătoare. Îmi doresc din tot sufletul ca lumea care m-a urmărit la acest concurs să se regăsească în toate cântecele pe care le-am interpretat, cu tot sufletul. Aceasta a fost marea finală aici, la Vedeta Populară. Următoarea vedetă se pregătește deja, pentru că la televiziunea română toată România e populară. Rămâneți cu noi, ne vedem la sezonul următor. Mulțumim, doamnă director! Mulțumim!